Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video noutate despre site-ul CoinStock. Deci pe 31 martie, pe e-mail pe care am fost înregistrat, a venit un mesaj că monetele care le-am primit gratis le putem ridica în direcție airdrop, deci CoinStock. Io, site-ul și airdrop. Deci, când intrăm în interior, deci trebuie să intrăm aici în airdrop. Eu deja acest lucru am făcut. Deci, la voi, uitați-vă aici când intrați. Este un buton pe care trebuie de apăsat. La mine deja el s-a folosit. Apăsați pe el și vă arată monetele. Cătare care le aveți, mie cătare mi le-au trimis deja. Eu le-am primit monetele EOX. Deja s-a aflat în portofel la mine. Într-o oră și ceva ele au ajuns. Deci. Greu să încarc. Foarte multe informații, tot trebuie studiat, analizat. Și la timp încă de făcut și video. Nu știu, dar nu ce mai place. Deci ideea care, că eu le-am primit deja monetele acestea. Deci aici este un buton care trebuie să apăsați, să uniți portofelul sau să le indicați. Mai este... Asta e bursa, dar nu ne trebuiește. Uitați-vă și să intrați. Și la... să vă înregistrați portofelul. Deci dacă nu e înregistrat, nu o să iei puteți primi monetele. Deci indicați, îl uniți și apoi intrați acolo dacă nu se primește automat să unească. La mine s-a unit MetaMask, la voi dacă este mai Ethereum, atunci aici el trebuie adăugat după ce ai depăsat acolo ca ele să fie trimise. Deci cam atât ce am vrut să spun. Mai uitați-vă în mesajul din 31 martie ce scrie. Deci toate mesajele de la orice monetă, ele vin pe e-mail. Periodic studiați scrisorile care vin, căci pentru fiecare noutate nu se va primi să facă video. Deci sunt sute de monete care au făcut înregistrări. Fizic nu dovedesc toate să facă, deci sunt unii lucruri standarde care fiecare trebuie să descurce. Cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.